Vă rog. Principala cauză pentru care cele 14 asociații nu primesc energie termică pentru încălzire în municipiul de Dobrogea Severin sunt datoriile pe care le dețin către furnizorul de energie. Sunt restanțe de aproximativ 2 miliarde, 1 miliard 200, 1 miliard 400, cum este Asociația 3 Crihala, Asociația 110, Asociația 37, Asociația 106, A, B și C. Am purtat discuții cu reprezentanții asociațiilor și au spus că vor încerca să recupereze aceste sume de la proprietarii de apartamente să-și achite datoriile, dar până atunci noi ne menținem sistarea furnizării la aceste asociații. Mulțumesc frumos!